Noul tehnician al energiei a plecat de la echipa gorjeană după doar câteva ore petrecute la Târgu Jiu. Conform unor surse, atât tehnicianul recent instalat pe banca tehnică a echipei de basket, Alexander Todorov, cât și președintele clubului Energia, Laurențiu Răuț, și președintele secției de basket a clubului, Radu Stroiescu, l-au urmat pe tehnicianul macedonean. Se pare că disputa a pornit de la planurile noului antrenor referitoare la lotul pentru sezonul viitor. În planurile lui Todorov nu mai puteau intra Port Trooper și Luis Darby, unii dintre oamenii de bază a echipei gorjene. Situația este și mai delicată ținând cont că Energia se află în plină campanie de achiziții și doar câteva zile au mai rămas până la data limită de înscriere în Euro Challenge. Până la data de 27 iunie, Energia Rovinari este nevoită să achite suma de 25.000 de euro pentru a se înscrie în FIBA Euro Challenge. Până la această oră, oficialii echipei nu au putut fi contactați pentru un punct de vedere oficial.